Fundația Conservation Carpathia vrea să dezvolte infrastructura de vizitare a viitorului Parc Național Munții Făgăraș, iar primul obiectiv a fost inaugurat astăzi în comuna Rucăr. Centrul de vizitare Casa Castorului, după cum îi spune și numele, prezintă într-un mod interactiv situația castorilor din România, dar și elemente din viața acestor animale. Construcția a fost ridicată cu materiale și mână de lucru din Rucăr și este situată la ieșirea din comună, pe drumul național 73. Investiția a fost astăzi inaugurată de către conducerea fundației și primarul Ionel Dulamă. Este unul din obiectivele pe care Conservation Carpathia îl face în localitatea Rucăr, dar nu este unicul. Sunt și alte centre pe care le-a deschis, pe care urmează să le deschidă, și asta ne face o mare bucurie în localitatea noastră, pentru că orice investiție care se face într-o comună înseamnă un plus, o plus valoare pentru localitatea respectivă. În afară de inaugurarea propriu-zisă, faptul că se investește în asemenea lucrări înseamnă faptul că se dorește și o protejare a mediului să fie cât mai aproape de ceea ce Dumnezeu a lăsat. Iar acolo unde este cazul, pentru că sunt și astfel de cazuri, să stăm la masă, să discutăm și să găsim cele mai bune soluții pentru protejarea vieții oamenilor și pentru protejarea bunurilor din gospodăriile populației. Sigur că față de ceea ce avem noi astăzi aici, Casa Castorului, în afară de faptul că va fi un centru de vizitare, un centru în care va veni turiști, vor fi și se vor dezvolta anumite servicii de tipul serviciilor pe orizontală, cum ar fi valorificarea produselor locale, cum ar fi baze științifice și practice pentru elevii de la școlile din comuna noastră și bineînțeles că atunci când se dorește, se vor crea multe locuri de muncă. Centrul de vizitare este numai un început pentru obiectivele care vor urma în zona munților Făgăraș. Știți că fundația noastră promoveze un parc național în munții Făgăraș și în acest fel de parc să fie o atracție mare și să fie un parc pentru natură și pentru oameni, trebuie și o infrastructură pentru vizitatori, pentru oameni care stau în comunități, care vor să petrec câteva zile aici. Și din acest motiv noi am început acum de câțiva ani să începem să construim acest fel de infrastructură. Acum, cred că în 2001, am inaugurat împreună cu domnul primar Centrul de Educație în Richita, pe Valea Dâmbovițe, că asta a fost primul clădire. Acum continuăm cu mai multe părți în infrastructura, infrastructura de educație, bineînțeles infrastructura de administrare, dar foarte important și infrastructura pentru vizitator. Și acest Casa Castorului este primul centru de vizitare care avem și nu va fi ultimul și mai mult unde partea. Da, un bun venit și din partea mea. Mă bucur că văd că a creat un interes destul de mare acest centru. Cum a zis Christoph, noi vrem să dezvoltăm un astfel de centru în fiecare comunitate în Munții Făgăraș. Aceste centre o să aibă un focus tematic diferit, fiecare cu altă tematică. Nu neapărat doar despre specii minunate care avem aici în Munții Făgăraș, dar și despre oameni minunați, despre obiceiuri, tradiții și mod de trăi în zone montane. Aici, centrul ăsta din Rucăr este dedicat castorii, o specie deosebit de drăguț, dar știm că este și o specie controversată, care nu mai sunt obișnuiți și sper că acest centru o să aibă o valoare adăugată pentru comunitate, pentru turiști care trec aici, dar și pentru copii și pentru localnici, să înțelegem un pic mai bine ce înseamnă
un castor. Dacă la exterior construcția este una care atrage vizitatorii, ceea ce se întâmplă înăuntru este impresionant pentru cei care vor să afle mai multe despre acest animal care este pe cale de dispariție. În acest centru avem în spatele dumneavoastră și pe acești doi pereți avem o dioramă. Deasupra sunt niște poze cu castorii noștri și cu locurile pe care le-au amenajat. Iar aici, în zona centrală oarecum, avem trei amplasamente. Cel de acolo sunt trei tablete care ne putem juca cu ele și conțin foarte multe informații despre castori. Partea asta de aici, centrală, se orientează mai mult către copii, dar nu numai. Și aici se merge cumva pe simțul tactil. Spre exemplu, aici avem niște mușchi. Practic e culcușul unui castor care este alcătuit din mușchi și fire de iarbă. Aici avem niște bucăți de lemn, niște talași produse în urma roaderii unei sălcii. Aici este reprodusă la o scară puțin mai mică o coadă de castor care are solzi la suprafață, este solzoasă. Și aici avem o bucată de lemn roasă de castor și aici se pot simți foarte, foarte bine urmele lăsate de dinți. În partea aceasta avem cum arată un râu înainte de a ajunge castorii pe el și cum arată după ce ajung castorii. Practic o să treceți și o să vedeți. Practic aici avem doar un curs de apă și în momentul în care fac un baraj se creează un mic lăculeț în spatele barajului și odată cu acest lăculeț apar mult, mult mai multe forme de viață. Pe diorama din spate, practic avem cumva aceeași poveste plecat de la un râu fără activitate de castori până când, la un moment dat, având mai multe baraje și în câțiva ani, mai multe răculețe, avem foarte, foarte multe alte viețuitoare. Practic acest castor fiind o specie, îi spunem noi, umbrelă sau cheie, asta înseamnă că în momentul în care avem un castor într-o anumită zonă, putem fi siguri că avem multe alte specii pe care el cumva le protejează ca o umbrelă. Deschiderea acestui centru de vizitare va face parte dintr-un adevărat lanț de astfel de centre care se vor înființa în comunele din zona Munților Făgăraș. În urma discuțiilor, primele din Mușcel care vor beneficia de câte un centru de vizitare vor fi comunele Albești de Mușcel și Valea Mare Pravăț.